Mă numesc Turza Eduard, sunt primarul comunii Geamănă, Raiona Nene Noi. Multă lume din sat s-a mobilizat cu daruri de genul, haine, produse alimentare. Tinerii chiar din Asociația de Băștinași au colectat aceste bunuri și mâncare. Au văzut și ucrainenii susținerea oamenilor simpli de la țară. De asta și-au spus că așa o țară mică, dacă așa o inimă mare. Oamenii erau foarte speriați. Noi încercam să le spunem că noi suntem cu voi, noi vă susținem, dar nu te credeau, adică nu mai credeau în nimeni. Deja în timp au văzut că lumea e cu minte, în sat e liniștit. Când am cumpărat un generator de capacitate mare, la grădinița de copii, ca să fie ca autonomie, le-am explicat și consilierul. Închipuiți-vă că în situații de criză, grădinița de copii devine un centru de plasament. Nu-i lumină, dar noi o să avem generator. Și multe lucruri noi le facem, adică le-am început, am reparat niște spații chiar subsoluri, case de cultură, care la ziua de azi stau nefolosite. Dar prin metode de astea încercăm să ajungem la nivelul când noi să fim măcar cel minimal pregătiți pentru situații de criză.